Oameni buni, imediat mergem și la Vama Veche, mergem și la Mamaia Greta, stai liniștită, totul e sub control, dar acum mergem la următoarea noastră invitată, care are o poveste de viață fantastică. Băi, oameni buni, este supranumită Regina Întunericului, pentru că este antreprenor de pompe funebre, Ciucă. Ai grijă cu glumițele, că nu merge azi. Și s-a ocupat de funeralile unor vedete precum Ionela Prodan, Sebastian Papaiani și Ion Dichiseanu, adică CV. Îi respectă pe cei dețădați și știe că momentul despărțirii de cei dragi trebuie să fie impecabil, dar iubește viața și știe să o facă frumoasă, să o facă viața asta frumoasă și pentru cei vii, căci are un salon de remodelare corporală. Nici nu știu cum să o primim aici, cu zâmbetul pe buze sau cu ochii triști. Cu zâmbetul pe Gabriela buze, clar. Lucuțar este acum aici cu povești despre viață și moarte. Brrr. Să răzbunați și bine ați venit, stați să vă ajut, dați-mi voie să vă ajut. Arătați senzațional din cap până în picioare, dați-mi voie să mă uit la dumneavoastră. Să, să mergem aici la bar, mă gândeam. Ați fost la o pomană ceva? Nu, am văzut coliva, m-a speriat. Am făcut o pomană să gustăm, să ne înfructăm împreună. Da, coliva e preferata mea și am încercat odată la un restaurant și am zis, domne, nu facem decât atunci când moare cineva, cum să facem coliva? Și mi se pare o mare prostie, pentru că coliva e un desert foarte bun. Domnul Măruță, mă sunați pe mine și la orice oră, pentru că eu sunt non-stop, vă fac colivă când aveți poftă. De seara una, haideți să luăm un loc aici. Nici nu știu nici nu știu ce să zic cu invitata noastră de astăzi. Imediat să închid ușa. Să vă bucurați că mă vedeți sau nu. Cu părintele, părinte, glumesc. Nu, lăsați să închidem ușa totuși să nu mai fie cineva pe aici prin spate și să ne ia pe nepregătite, ferească Dumnezeu. Ce glumițe, Ciucă, s-a încercat o glumă la masa a 3. O să pun telefoanele mele aici, că sunt perfuziile mele. Și vorbim și cu telespectatorii și o să încercăm să scoatem coliva. Așa. Deci e făcută de dumneavoastră? Este făcută de mine, domnul Măruță, și v-am adus și lingurițe să putem să puteți gusta. Perfect, mulțumim mult de tot. Dar pot să zic direct Gabriela? Da, și eu pot să spun, dar nu, mie e genul. Spunem tu. Da. Gabriela, era o melodie. Haideți să luăm un loc aici și să le explicăm oamenilor că mi se pare că e o poveste de viață senzațională. Deci tu ai un salon de remodelare corporală, da? De remodelare, stau jos sau nu, stai acolo pe scaun, mă pun și eu imediat aici, da? Ai un salon de vreau să iau un cuțit să tai și... Stai puțin că am adus ceva. Da. Ca să știi că la mine totul e așa profi, am adus și mănuși, să nu te murdări și poți să rupi. Ok, atenția pentru detalii. Pentru detalii, exact. Mă gândeam ce linguriță ne-ai adus tu și ce linguriță avem noi. Am înțeles. Ca să înțelegi cum stau lucrurile aici. Eu mănânc mai puțin, știi? Da, păi stai să vedem. Sigur. Deci tu ai un salon de remodelare corporală, da? Și în același timp, acum la modul cel mai serios, ai o afacere, o firmă de pompe funebre? O firmă de pompe funebre este firma mea de suflet. Este domeniul unde... mi-am găsit locul. N-a fost întâmplător. De fapt, a fost întâmplător, dar Dumnezeu a vrut ca eu să fac asta. Dumnezeu a vrut ca eu să fac această meserie, ca oamenii care apelează la mine și la serviciile mele să plece într-un mod decent de pe lumea asta, cu servicii de calitate și să rămână cu o imagine frumoasă despre omul pe care nu o să-l mai vadă. Totul să fie memorabil, da. Pentru că eu asta fac. Stai un pic să înțeleg. Deci, practic, o luăm așa pe rând. Deci, aici vedem imagini de la atelierul tău de pompe funebre. Adică tu vinzi coșciuge, sicrie. Nu, eu sunt maestru de ceremonii. Domnul Măruț, eu nu vând sicrie. Adică sicriele le vând. Mă scuzați. E ok? Servicii complete, adică. Servicii complete. Păi și eu sunt maestru de ceremonii. De exemplu, am prezentat weekendul ăsta un eveniment la Timișoara. Bună seara, bine ați venit, mă bucur, fac o chestie. Așa. La mine... Tu ești maestru de ceremonii cum? Bună ziua. Bună ziua. Cu ce vă pot ajuta? Gabriela Lucuțar este numele meu. Vă asigur de tot profesionalismul meu, de toată seriozitatea mea. Aici o să fiu cum sunt eu de fapt, da. Adică cum sunt eu de fapt. Știi că eu am două personalități, eu sunt două Gabriela, nu una. Da. Știi? Aia întunecată și aia... Da, și aia luminată. Și? Stai că apropo de asta... Prietenii ți-au spus Regina Întunericului, nu? Da, concurența. A, concurența? Da, pentru că sunt regină în ceea ce fac. Așa, dar zi-mi mai regina funerarilor. Mai fascinat acum, și? Așa.
Așa, hai că asta, vrei un cadou, stai să nu se vede. Hai, lasă. Stai că vedem, e de la întunecata sau luminata? Da, e de la luminata. De la luminata. Nu te mă ia cu emoții fiecare discuție cu Gabriela. Hai că vedem imediat despre ce este vorba. Și sper că mi-ai dat multe minute, că eu am de multe de povestit. Adică eu nu plec de aici, avem să fiu ultima invitată. Nicio problemă, te rog mult, dar spune-mi așa, deși cu, deci tu, la, vine omul, bună ziua, bună ziua, sunt Gabriela? Sunt Gabriela Lucuțar. Se prezintă și familia, îmi spune ce necaz are, da? Că e clar că oamenii vin. Ori înainte, să știi că acum, în ultimul timp, oamenii vin să-și pregătească dinainte acest moment. Da? Să se asigure că nu plec undeva. Eu, adică, personal. Oamenii vin și cum? Zic că, păi ce? Păi știu ea când o să se întâmple, pe că la o nuntă știi, pe data de 5 iulie te aștept la nunta mea. Păi da, ceea ce? Pe 5 iulie da, poate să moară soacră, mai aveți nu știu cât timp sau cum. Da, din nefericire, să știi că oamenii știu pentru că știu se întâmplă sau perioada. Aproximativ, dar contractul pe care îl fac nu este, este pe o perioadă nedeterminată. Adică și dacă se întâmplă acum și peste 3 ani, pentru că am contracte de genul... Cum, oamenii au venit să-și plătească coștugul și că e peste 3 ani sau la... Da, adică se gândesc că, domne, ne-a zis doctorul că, uite, este într-o stare gravă și ne-a zis doctorul că mâine sau peste o lună se va întâmpla. Și atunci nu mă gândesc la oameni care ai contracte peste 3 ani, știi că sunt alții care sunt superstițioși. Păi nu, nu, dacă faci toate chestiile astea, clar nu le mai dai nicio șansă la viață, știi? Ba nu, asta e doar mintea noastră, nu, nu, nu se întâmplă așa. Noi trebuie să ne pregătim toate lucrurile de pe timpul vieții. Da, eu am 3 copii și aș vrea oricum să nu le pun în cârcă chestia asta. Este un moment foarte greu pentru toată lumea. Ei facem contractul, indiferent când se întâmplă, eu sunt acolo, aceea sumă rămâne. Adică chiar dacă au crescut prețurile, noi rămânem aceea. Adică, vezi, eu sunt... Și tu îi spui, bună ziua, asta e oferta și care e pachetul? Da. Care e pachetul? Adică și aranjezi, spuneai, da, nu? Da, da. Tot. Da, eu sunt make-up artist pentru decedați. Dar nu ți-e greu, nu te apasă acum, sincer? Pentru că da, acum trecând peste toate, mai și glumim și asta. Da. Dacă vine acolo, vin, îți dai seama, dărâmați toți, pentru că și-au pierdut oamenii apropiați. Nu te încarcă așa toate lucrurile astea? Am învățat să nu mă mai încarc decât... să nu mai încarc mental, mă încarc sufletește, da? Într-adevăr, este fiecare client de-al meu, eu trăiesc ce trăiește familia. Da? Adică eu sunt la sentimentul lor, eu sunt acolo să le ofer sprijinul meu emoțional în primul rând. Da? Eu sunt diferită de cei care sunt în branșa asta a serviciilor funerare. De ce? Pentru că mă ocup cu sufletul în primul rând. Nu fac treaba asta doar pentru partea financiară și asta știu eu și Dumnezeu, ci fac lucrurile din suflet, mă atașez foarte mult de fiecare caz și om în parte și nu plec de acolo până când nu văd că omul este foarte mulțumit, că eu mi-am făcut treaba, pentru că omul nu mă plătește pe mine la minut, la oră, omul plătește pe mine la serviciu. Dar cum ai intrat în afacerea asta? Că ești o femeie tânără, frumoasă. Mulțumesc. Și dintr-o întâmplare. Așa a vrut Dumnezeu. Eu cred că nimic nu este întâmplător. Și tu ai 38 de ani, ai 3 da, copii. Da. Și cum ai intrat să faci așa ceva? A fost adică un... nu că e ceva ferească Dumnezeu. N-avem timp de povesti. E greu, poveste, e da, este. Mie-mi place să fac în viața asta lucruri special. Și da, mi s-a părut că ăsta ar putea fi un lucru special. Aveai 24 de ani când ai luat decizia să faci treaba asta, că faci de 14 ani. Da, da, da. Am cumpărat un dric și m-am gândit că mă duc pe laștea pe la pompe funebre cu dricul. Mi-e place foarte mult să șofez. Da? Îmi place să conduc. Și te-ai dus în Germania să-ți cumperi dricul? Da, m-am dus în Germania singură. Nu plecasem în viața mea din țară. M-am dus cu niște prieteni samsari de mașini, nu știu cum să-i numesc. Samsari de mașini, îți dai seama, bă, câți care putere să aibă, decapotabilă, nedecapotabilă, tu ai zis vreau un dric. Da, trebuie să mă lăsați la locația asta, am găsit pe internet dricul, soțul meu l-a găsit și el nu putea să vină și a zis, nevastă, te duci tu. 24 zis, de ani aveai. Da, și eu am zis, normal. Soțul meu întotdeauna mi-a spus, pentru că el a implementat în mine foarte multă încredere și a spus așa, nevastă, poți să faci orice, da? Deci nu există nu pot, există nu vreau.
și te știu că ești o femeie puternică, o femeie determinată, o femeie... Băiat este soțul tău, când are chef să facă ceva, zice nevastă, eu plec weekendul ăsta că am ceva de pescuit, dar tu poți să zugrăvești casa asta, că chiar eu știu că tu poți! Mamă, uite, la asta nu m-am gândit, da, e bună asta, da? Ai grijă că de asta. Da. Așa. Și practic tu ai fost, așa ai ajuns și la emisiunea Mâncare pe Car. Da, de la Acasă TV, o emisiune pe care oamenii o pot să vadă de luni până vineri, de la 8 seara, Mâncare pe Care. Acolo ai apărut, acolo am văzut povestea ta și am zis să o continuăm aici la emisiune, să povestim. Da, deci fost... așa, te-ai văzut în Germania, ai luat dricul? Am luat dricul, am plecat înapoi, când m-au văzut, nu știu, oamenii, proprietarii dricului, da, au zis... ei de ce pleacă? Vorbeam limba engleză, norocul meu, că atâta știu română și engleză. Și a zis, ei de ce pleacă? Păi se întorc, nu? Și am zis, nu, eu rămân singură. Am plecat cu dricul a doua zi, pentru că eram obosită de pe drum. Am plecat cu dricul a doua zi. Am avut un GPS foarte, care m-a încurcat mai mult, m-a dus pe la Vama cu Cehia, da, cu așa. Și a trebuit, la un moment dat, eram foarte obosită, nu mai deschidea nimeni niciun hotel, nu știam. Dacă n-am fost niciodată, știu, a fost pentru și mine. Și am dormit în dric. Și am dormit în dric. M-am trezit în benzinărie. Nu mă lăsau să dorm, că nu-i cam benzinăriile noastre, da? Da. Ia nenea și tu trei lei și lasă-mă și pe mine, știi? Să dorm în dric, la lumină. Nu puteam să mă duc în parcările de tiruri, că eram femeie singură. Și ai dus să dorm noaptea? N-ai visat nimic? Deci a fost horror tot drumul, se întunecase afară și era și simțeam în spate și le spuneam, Doamne, te rog, Doamne, rămâneți aici, spiritele, pentru că mirosea mașina, mirosea formol. Da, eu, că era normal, au cărat șofor. Și ai dormit acolo? Și am dormit acolo și s-au trezit că... deci m-am trezit, două ore m-am dormit că trebuia să plec. Vreau să ajung în România să dorm la un hotel civilizat, să-mi fac un duș. Și mă trezesc că în jurul mașinii mele roiau așa bărbați care făceau... Când m-am mișcat, ăștia s-au speriat așa. Deci, practic, așa a început o afacere. Da, așa am început. Și ai avut cereri mai bizare? Nu știu, oameni care ți-au cerut ceva anume? Pentru cei care, pe care i-au pierdut? Întotdeauna eu ascult ce vrea clientul. Și mai departe amplific eu momentul, îl duc la superlativ. Deci acest eveniment îl fac să fie de top. Pentru că așa vreau, așa simt. În mormântarea, da. Ea trebuie să fie una de neuitat. Dar toți suntem oameni. Dar ai avut, nu știu, cereri deosebite. Știi cum e la Săpânța, ai cimitirul vesel și scrie tot felul de lucruri. Tu aici poate a venit cineva să zică, bă, vezi că la răposat îi plăcea nu știu ce. Da, fă așa. Vrei să-ți povestesc? Da, am avut o familie care a spus așa. Era pescar decedatul, da? Și a spus așa, știi? Deci, vrem, sper să fie posibil. Și am spus, la mine totul e posibil, dacă este în limita legii, da. Mă sperie asta cu la mine totul e posibil, așa. Așa. A fost pescar și a iubit treaba asta, a trăit mai mult pe baltă decât acasă și vrem ce vrem, vrem să-l ducem la o baltă și să-i facem o poză pe baltă. Zic, mort? Cum? Da, cum? Cu mortul pe baltă? Da, și? Ne-am dus la o baltă privată. Și l-ai așezat în scaun? De... L-am scos din sicriu și l-am așezat pe scaun și i-au pus undița în mână. Mi-am cerut scuze, a trebuit să plec pentru că eu n-am râs de treaba asta, pentru că era dorința familiei, e normal. Adică eu respect dorința familiei. Poze cu el în viață pescar? Mă, da, asta a zis, sigur i-ar plăcea treaba asta. Dar fiecare, eu... Adică știi cum e, fiecare om, fiecare familie are... Na... tabieturile ei și practic te-ai dus cu mortul la baltă. Da, m-am dus cu dricul la baltă, l-am dat jos din dric, l-am pus pe scaun, l-am dat jos din sicriu, i-au pus undița în mână, spus la revedere. Ce au mai spus ei acolo, că eu la un moment dat am plecat. Nu că m-am amuzat, încă o dată, repet, dar a fost așa. Nu putem să ne amuzăm de chestiile astea. Dar a fost prea mult pentru mine, nu prea mult. Am respectat dorința, dar... Și am înțeles că acum ai fost în Franța la un bălsămare? Nu, la o împăiere. La o ce? Împăiere. Adică? Adică am fost să duc un cățel pentru a fi împăiat. Unde? În Franța, în Lyon.
Adică a murit un cățel aici, da, cuiva? Da, a făcut stop cardiorespirator. Și te-ai dus cu cățelul mort, da, în Franța? Da. Da, m-am dus cățelul mort pentru că el trebuie să stea, să fie dus cu mașina în condiții speciale, da, la minus 20 de grade. În ultima zi, minus 3 grade, trebuie să aibă în ultimele 12 ore comut da, termostat. Termostatul la minus 3 grade și l-am dus pentru împăiere. Probabil că în câteva zile termină și împăierea. Dar eu fac orice, dar eu nu spun nu niciodată. Eu nu am Paște, nu am Crăciun, nu am Revelion. Nu, niciodată. Stai un pic, stai un să să nu faci o propunere că nu o să spun nu. Nu, lasă-mă, că la tine e dureros tot ce se întâmplă. Știi ce vreau să te întreb? Da. Spune-mi asta, s-ai plecat cu ce cățel era, ce rasă? Un ăsta... mare, mic? Francez. Bulldog francez. Nu prea, n-am animale și nu mă pricep. Și costă mult? Adică a murit, nu știu cât a... Dacă a costat mult, da, ce-am toată, făcut? Toată povestea asta. Da, mult, 28.000 de euro a fost doar împăierea. Dar n-am făcut-o eu. Stai băi nene, că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Deci 28.000 de euro a costat doar împăierea cățelului? Da. Păi și tu ai luat bani că te-ai dus și ai făcut toată chestia asta, nu? Am luat alți bani. Alți bani? Da. Păi și la vamă când ai trecut, nu te-am întrebat ce aveți aici? Și ai zis, câinele mor. Când plecați, doamnă, cu câinele mor? Pe cum? La împăiere. La împăiere. Da, este în condiții speciale și aveam acte, da, corect. Eu nu plec așa, câine sur la vânătoare. Eu plec... Aici cred că merge câine mor la vânătoare. Câine mor la vânătoare. Așa. Ok, oameni buni, este Gabriela Lucuțar, cum a spus ceva mai devreme. Asta este partea cu pompele funebre. V-am zis, am văzut la emisiunea Mâncare pe Care la Acasă TV, o emisiune pe care puteți să o vedeți de luni până vineri de la 8 seara. Și pe lângă toate aceste lucruri, mai face și are și un salon de remodelare corporală pentru că unde vin vii. Da, unde vin vii. Pentru că, virgulă, clienții mei, da, pentru că mă iubesc atât de mult, la final noi pentru că văd ceea ce fac pentru ei, cum mă ocup și cât de mult mă implic, v-am spus și sufletește și profesional, clar că mă vor acasă la ei, hai, că asta e bună, să mai știi, adică uite cum faci asta cu care ți crie, îmbălsămează, spală, îmbracă, asta e eu. Și da, știi că clienții spun așa, știi, există o contradicție așa între cum arăți și ce faci, adică nu ne gândim niciodată. Tu ne spui, noi stăm pe scaunul al tău și ascultăm ce ne promiți, da? Dar nu ne gândim că într-un final iese așa. Dar știi ce vreau să zic? Soțul tău cu ce se ocupă? Soțul meu, fonduri europene. Proiecte pe. Am înțeles. Deci vine și el la... Vine și el, vine și el. El n-a văzut niciodată niciun decedat. De asta, mă, e băiat deștept soțul tău. E deștept, hai, nu? Hai că tu poți, sigur reușești, nu te dai bătuia niciodată, ești puternică. Îți dai seama, doamne, să nu mă duc eu. Ai, să vezi deci ce-ți n-a fac. La... Mi-a deschis omul ăsta ochii. Okay. Mulțumesc, domnul Măruță. Deci mulțumesc. Mulțumesc. Asta e făcută de tine? Coliva este făcută de mine. Colacul e făcut de mama mea. Deci am adus colac. Mi-ai zis să-l rup, da? Că da, pentru da, cei da, de acasă, da. Să... L-am... Ai de capul meu, fâșii, fâșii, ia uite aici. Mamă, și cum miroase. Am făcut colivă și la Mâncare pe Care. Da. Deci eu nu gătesc, că n-am timp. Asta ai făcut de mama ta? Da. Senzațional. Deci rămânem în relații, da? Da. Oricum, copii câți ani au? 10 ani, 6 ani, 5 ani. Și la ședință la școală când îi întreabă mama ta unde lucrează? Pe salon de remodelare? Nu, că ăsta l-am făcut de curând. Ce spuneau copiii? Ce spuneau? Lasă, cum să vezi tu, să ai probleme cu bunica sau străbunica. Deci leșină. Aș vrea să zic ceva, dar nu zic. Hai să mâncăm colivă. Deci vreau să spun că asta am făcut. La un moment dat când a venit în București, acum 18, nu mă, 96 am venit. Eu tot am nasa cu 18 ani, mulți ani. Deci 96. Aveam un prieten care avea aici, la Obor, nu mai există, o de-asta patiserie, Ines Burger. Nu mai există, deci de asta am zis, pac. Și la un moment dat un prieten turc, Hussein îl chema, îmi plăcea cu oliva, tu știi, Ciucă, nu? Îmi plăcea cu oliva și am zis, bă, Hussein, haide să facem cu oliva să fie ca un desert. Prieten, știi? Și el mi-a zis, fiind cetățean turc, Cătălin, dacă tu crezi că asta este bine la noi aici, la facere, cum să nu facem cu oliva? Și zic eu, perfect, Hussein, mamă, uite ce fain, perfect, desert, primul restaurant care are desert cu oliva. Și apoi
M-am dus seara la restaurant, că atunci făceam reclamă la marketing eu. Și a venit o doamnă și mi-a zis: Husein, nu poți acum, că n-a făcut doamna, nu știu, Mimi sau cum o cheamă, coliva, pentru că trebuie să fie văduvă ca să poată să facă coliva. Și a dus coliva cu o cruce mare de cacao așa pe ea. Și am zis: uite, pe asta e de vânzare în pahar. Și a zis: nu pune nimeni mâna să pună de vânzare. Totul e doar pentru morți. Deci tu, coliva, zici că poți să comercializezi și pentru vii. Da, dar nu sunt văduvă. Da, da, de asta zic. Dar aici tot, tot o figură... Am auzit și asta, dar trebuie să fiu. Ce? Acum chiar m-a enervat soțul meu. Uite că mi-ai deschis ochii și acum știi nu, ce nu. Zic. Nu-l văd bine pe soțul tău în seara asta. Nu, nici eu nu-l văd. Merge bine afacerea asta cu pompe funebre? Merge pentru că sunt acolo, mă implic și iubesc ceea ce fac. Da. Hai, mamă, ce bună e coliva. Mamă, e senzațională. Așa am făcut-o și la mâncare pe care. N-am făcut, a fost prima dată când fac coliva. La mâncare pe care. A fost o provocare. Eu sunt bună în orice fac, uite. De la soțul tău ce se trage. Da. O să faci colivă, n-ai făcut niciodată, o să faci cea mai bună colivă. E, băi, uite, știi de ce am adus colivă? Nu. De unde să știu eu că ție îți place coliva? De să-mi fac colivă. Deci nu am știut. Dar vezi ce se întâmplă? Eu am acest har să pot să ofer și să dăruiesc oamenilor. Trebuie să mă sperivești ce zici? Nu, că eu o iubesc pe Andra. Deci dacă ar fi venit aici, leșinam, cădeam jos. Deci n-am, deci este, sunt fanul ei numărul unu. Mulțumesc. E. Și? Și ai ți-am adus colivă, da? Fără ca eu să știu că ție îți place coliva. Toată copilăria, da? Mea, la Bălănești sau la Stănești, mă duceam cu bunicile și tot ce era colivă fiecare duminică... Intuiesc. Deci eu intuiesc ce vrea omul, ce și-ar dori, ce... Da. Poți să intuiești ce-mi doresc eu acum? Ce n-ai mai adus acolo? Că ai zis că ai adus ceva? Da. Din partea... Din partea, Cărli, din partea firmei. Din partea firmei. Deci că avem ceva din partea firmei. Nu știm dacă e de pompe funebre sau cealaltă. Nu mai un pic, avem un coleg aici. Pofticios. Stă în întuneric, dar e un băiat... Ia uite-l. Cărli, e ok. Să știi că și mie îmi place tot la întuneric. Poți să mă duc la el? Dar mai stau puțin, că îmi place și la tine. Doamne, ce frumos e aici. Deci nu pot să cred ce îmi place aici. Este? Deci, da. Îți mișto? Mamă, deci ești... Eu te știu de la televizor, adică te-am văzut multe, mulți ani, dar nu credeam că ești așa. Deci... Știi ce? Deci... Acum când ai povestit, mi-a arăs cadou imediat, vreau să zic că... Vreau să zic ceva foarte fain. Am făcut un podcast, fac niște podcasturi pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, iar cel de duminică o să fie cu Cerebel. Și la un moment dat povestește de un moment foarte trist în viața lui, când practic tatălui moare și el cu fratele lui trebuie să se ducă să aleagă un sicriu. Și momentul este foarte emoționant, așa și puternic, și la un moment dat și-au dat seama că n-au cum să-și dea seama dacă se potrivește sicriul, pentru că tatăl lor era mai corpulent, și povestesc că fratele lui Cerebel s-a băgat efectiv în sicriu să-l probeze și face atunci s-au descătușat, au încercat să înțeleagă că asta e viața și să meargă, da, mai departe. Dar mi s-a părut momentul ăsta așa, l-am asociat cu prezența ta aici. Și asta vreau să te întreb, ai oameni care vin să probeze? Nu, să... eu întreb întotdeauna cam... Ce, și în afară faptului că întreb cum arată defunctul, îmi spune cam 70-80, întotdeauna pun 10 kg plus, că de oamenii nu-și dau seama efectiv, da, și prefer să stea puțin, să stea lejer decât să-l strângă, știi? Și atunci, dacă nu îmi dau seama pentru că nu știu să-mi, da, spună, merg efectiv ori la domiciliu, e clar că îmi dau seama că sunt eu, da, acolo, dar merg la morgă pentru că am multe relații și merg la morgă, dar eu fac îmbălsămări, de ce te sperii? Am făcut mănuși, am purtat mănuși când am făcut coliva, deci poți să mă lești liniștit. Cât costă o îmbălsămare? O îmbălsămare? Chiar nu știu prețurile. Tu ce? 600 de lei. 600 de lei? Și care e cel mai scump coșciug? La mine? Da. 12.000 de lei. 12.000 de lei? Da. 12.000. Este penthouse. E penthouse, ciucă. Penthouse. 12.000 de lei. Penthouse, da. Cadou, că apoi o să întrebe telespectatorii, bă, ce ți-a dat Măruță și nu ne-ai arătat. Da. Deci, păi de ce vrei să mă dai afară? Eu mai vreau să stau. A, nu, luăm publicitate, dar poți să mai rămâi cu noi, că nu, nici nu îndrăzesc, tu pleci, deci, când vrei tu. Am aici. Pentru că... Uite, te-ai liniștit? E, deci, nu, dar e foarte frumoasă este asta. Este foarte frumoasă. Mama, este superbă, am sincer. Am primit-o de la o clientă de-a mea.
Mi-a dat-o din toată inima, s-a văzut și din toată inima ți-o dau și ție. Să vă poarte noroc, ție și familiei tale. Este, o, este o, un însemn creștin foarte deosebit. Și eu țin foarte mult la Dumnezeu. Îl iubesc pentru că ceea ce sunt acum și cine sunt acum sunt datorită Lui. Pacea mea o dau vouă. Foarte, foarte frumos. Îți mulțumesc mult. Și dar din dar se face rai. Da. Da, eu așa știu. Eu niciodată nu păstrez pentru mine. Eu dau și altora. Da? Și dacă îmi spui acum, uite, îmi place sacul ăsta. Eu ți-l dau jos și eu ți-l dau. Înțeleg că nu, fel, nu pun preț pe lucru. Îmi place, îmi place sacul meu, dar nu pun preț pe lucru. Pentru că ție ți-a plăcut, vezi? Ție ți-a plăcut atât de mult, ai spus doar că ai spus, eu ți l-am dat. Și știi că și-o fac chestia asta, bravo. Foarte tare. Îți mulțumim. Asta înseamnă să iubești. Eu iubesc oamenii, iubesc viața, iubesc viața, la mâncare pe care am fost... Deci aș vrea să înscrie lumea la mâncare pe care, este o experiență minunată. Tocmai de aceea, de luni până vineri pe Acasă TV, Mâncare pe care. Și știi ce vreau să te întreb? Cum te caută lumea pe Instagram? Cum te găsește? Lucuțar Gabriela. Lucuțar Gabriela. Presupun că ai o poză frumoasă la profil, n-ai logo firmei da, întunecate. La WhatsApp am una întunecată. Ai un secret la WhatsApp? Da, mai multe. Gabriela Luțucar, oameni buni, căutați-mă. Să știi că a fost Lucuțar. O discuție. Da, Lucuțar. Lucuțar. Ai zis Lucuțar. Greșit, ai făcut zis special, altfel? Dar Luțucar. Ah, iartă-mă. Lucuțar, îți mulțumesc mult de tot că ai trecut pe la noi. Te mai așteptăm. Vreau să vin o dată să râdem mai mult, să dansez. Îmi place să dansez. Pe bune? Da, vreau să dansez, să ne simțim bine. Eu, mă iubești pe mine la o petrecere de aia mișto de-a voastră. Vezi? Deci mi-ar plăcea să mă duc... Ca să deschizi evenimente de nunți ca să te duci la petreceri. Nu! Te duci unde se plânge. Da, 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 am și eu viața mea. Adică, în afară că da. Faptului că trăiesc e normal. Lucruri grele. Știi cum e? La urma urmei, cred că viața trebuie celebrată și despre asta este vorba. Și îți mulțumesc că ai venit la noi. Și eu vă mulțumesc de invitație. Sunt onorată și... Mulțumesc. După publicitate, revenim, oameni buni, rămâneți cu noi. Vă așteptăm aici la emisiunea La Măruță.